fost emoționat când am văzut micuții născuți prematur, cât de mici și fragili sunt și observ cât de mare nevoie au de aceste echipamente, de acest ajutor, nu numai echipamente, și stafful medical este foarte important. Sunt primii care merită o șansă înaintea educației, înaintea sportului, înaintea oricărui lucru, merită această șansă de a-și continua viața. Ventilatorul de suport respirator valorează 18.000 de euro. Pentru prematurii cu vârsta sub 34 de săptămâni, aparatul garantează salvarea vieții. Astăzi mi-am propus și am reușit să ajungem astăzi să am 10 medici, o echipă excepțională, să avem 5 aparate pentru ventilație mecanică și să salvăm mult mai mulți copii cu greutăți și cu vârste de gestație foarte mici. Pot să spun că în ultimile 2 luni nu am avut niciun deces în maternitatea noastră. După cum știți, Spitalul Județean Constanța primește din area de responsabilitate copii, inclusiv din Tulcea și județele limitrofe, ceea ce evident ne încarcă activitatea, de unde și acest procent nedorit de mare de mortalitate infantilă. Dar cu toate astea, având o echipă de medici, spun eu, de excepție aici în spital, care fac eforturi uneori supraomenești să îi salveze pe micuți, reușim ca an de an să scădem această cifră. Inițiativa i-a aparținut organizației Salvați Copiii, care în ultimii 3 ani a mai donat spitalului un incubator de terapie intensivă. E un spital de rang 3, o secție de neonatologie de rang 3, care îngrijește foarte multe sarcini. Anul trecut ați avut peste 3.360 de nașteri, dintre care foarte multe premature, și prematuritatea e o cauză a mortalității infantile. Tot astăzi, membrii organizației au dat startul campaniei Un gest pentru o viață, al cărei scop este să strângă fonduri pentru dotarea a 15 maternități.